Salut, eu sunt Vicu și bine te-am găsit în laboratorul Darwin. Astăzi avem un review la o aplicație din Moldova care îți va face călătoriile prin oraș mult mai comode. Având în vedere că vin sărbătorile, avem mereu de fugit dintr-un loc în altul, de vizitat o grămadă de rude și nu ne băgăm cu toți în microbuze. Pentru ca să reușim pe toate mai repede, sunăm la un serviciu de taxi, care are de obicei toate mașinile ocupate, iar noi, în continuare, pierdem timpul. Ei bine, Star Taxi Chișinău este aplicația ce conectează direct clientul cu șoferul, comandând un taxi cu ajutorul la doar câteva butoane. Apropo, dacă încă nu ați înțeles, Star Taxi nu aparține unui anumit serviciu de taxiuri, acesta afișează șoferi de la oricare altă firmă. Prețurile însă sunt aceleași. Să vedem cum funcționează. Deschizând aplicația poți localiza adresa unde te afli sau poți alege tu adresa la care ai vrea să vină șoferul. Mai poți adăuga și un mesaj adițional șoferului sau poți să precizezi dacă ești cu vreun bagaj sau cu vreun animal de companie. După ce plasezi comanda, aplicația găsește taxiurile cele mai apropiate, apoi îți alegi șoferul dorit. Aplicația îți afișează numele șoferului, culoarea și modelul mașinii, prețul pe sector, peste cât va ajunge acesta la tine și, desigur, pentru ca să îți alegi cel mai bun șofer, vezi aprecierile altor utilizatori. Odată ce ai ales șoferul, acesta te poate atenționa în caz că întârzi, îți poate trimite un mesaj și plus la toate îi poți vedea pe hartă în timp real sau te anunță el când este pe loc. La fel poți comunica și tu direct cu el. De aici dispare obiceiul de a suna la dispecerat. Apoi să întrebi unde ți este mașina, apoi dispeceratul să facă legătură cu șoferul. Și apoi iar cu tine. Молодой человек, машинка на месте. În final te alegi fără mașină și cu nervi. Iar dacă se întâmplă uneori să nu mai ai nevoie de mașină, poți anula comanda, dar fii atent pentru că dacă refuzi șoferul mai mult de 3 ori după ce l-ai acceptat, aplicația te blochează pe 2 zile. La fel, după ce s-a încheiat călătoria, nu uita să lași și tu un review șoferului pentru a fi de ajutor altor călători. Iar dacă șoferul a fost amabil, îl poți adăuga în favoriți. Așa că de fiecare dată când vei face o comandă, solicitarea se va duce în primul rând la el, apoi la restul taximetriștilor. Aplicația a fost lansată recent la noi în Chișinău și deja se bucură de popularitate. Doar timp de o săptămână, aceasta procesează în jur de 1000 de comenzi, iar la dispoziția dumneavoastră sunt deja disponibili 80 de șoferi. Star Taxi este la moment unul din cele mai comode moduri de a comanda un taxi rapid și eficient, fără prea multe bătăi de cap. Pentru a utiliza aplicația o poți downloada atât din App Store cât și din Google Play, linkurile ca de obicei în descriere. Cam atât pentru astăzi, îți mulțumim pentru atenție și spune-ne ce părere ai în secțiunea comentarii. Pentru a vedea în continuare astfel de review-uri utile, nu uita să dai subscribe, dar și un like la video și la pagina noastră de Facebook. Cu voi a fost Vicu, călătoriți cu plăcere!